Adina, dă-mi voie să mă pun în genunchi în fața oricărei minuni, trebuie să stai un pic în genunchi. Nu știi niciodată că poate ne ajută bunuțul Dumnezeu și după anii ăștia de zile vedem și noi autostradă până la Sibiu sau până la Brașov. Umor vrea autoritățile și sfinții de la Uniunea Europeană, că am zis că nu vrea, care cu gândecelul, care cu șobolanul gri pe uscat, care ursulețul panda, care trăiește în România, nu vrea. Deci, dea Dumnezeu, Adina, îți doresc în 15-20 de ani, atenție mare, dragi guverne, eu am 25 de ani, nu mai duc conform mediei de viață. Deci măcar în 24 de ani, vă rog, să o trimitem pe Adina cu căscuță galbenă, cu vestuță la inaugurarea autostrăzii București-Sibiu sau București-Brașov. Care o fi mai la îndemână? Că am auzit că vreți din nou să vă apucați, dar n-ați reușit. Că am să le transmit celor câți ori fi fost miniștri ai transporturilor de 30 de ani și care acum probabil stau în chiloței lor tetra, liniștiți acasă, nu se gândesc că vine un blestem din partea mea și le varsă cafeluța pe părul de pe piept sau ia urțelul ăla micu. Deci vă doresc, domnilor, înmulțit cu 10 ce v-au dorit toți românii toată vara pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului, cumulat, că mie nu-mi place să blestem, dar îmi place să cern blestemele altora. Bă, dar unul, mă, să fi zis, hai mă să le facem un drum la proștii ăștia. Nu. În schimb, cu girofar vă place să mergeți pe contrasens, am văzut. Am văzut. Asta e. Alta n-avem. Că ne-am fi mutat în Elveția, dar nu ne primesc pe toți, că e mică Elveția și strâmtă. Și în plus că aici ne place să ne complacem.